Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a susținut o declarație politică în care a prezentat avantajele alternanței la guvernare, el subliniind faptul că un nou prim-ministru ajută la apropierea de așteptările pe care cetățenii le au permanent de la guvernanți. Un nou prim-ministru și o împrospătare a actului de guvernare în curând ajută și la apropierea de așteptările pe care cetățenii le au permanent de la noi. Cumva involuntar un guvern înnoit renaște speranța cu atât mai mult cu cât bagheta care va dirija administrația a țării provine de la partidul care a dovedit mereu responsabilitate, mereu știința și puterea de a implementa soluții pentru traiul de zi cu zi al oamenilor. Însă, și soluția Rocadei, în cadrul aceluiași program de guvernare, constituie un act de responsabilitate și vine să hrănească speranța oamenilor că speranța aduce cu sine vremuri mai bune. Vor veni, negreșit. Din punctul său de vedere, alternanța la guvernare în cadrul unei coaliții configurate pentru un întreg ciclu electoral constituie un model nou și o soluție binefăcătoare, mai ales în condițiile în care societatea românească parcurge crize multiple, ca întreaga planetă de altfel, și sentimentul care alimenta energiile noastre în trecut. Speranța pare să își piardă din forța de a motiva oamenii să se gândească nu doar fiecare la sine, ci la întreaga comunitate din care face parte. Deputatul Eugen Benjinariu consideră că încolo de războiul cumplit de la granița noastră de veștile morții, ale masacrelor și ale perpetuării groazei. Oamenii trăiesc încă sub spaimele virusilor ucigași, se luptă cu starea generală de lucruri care le-au îngreunat viața și a alterat profund țesutul social. Iar în acest tablou descris de deputatul Eugen Bejinariu, România are două probleme majore care constituie deopotrivă cauza altor disfuncții sau drame și efect al unor probleme sociale regionale sau globale. Inflația și criza de încredere. La toate celelalte probleme sau crize putem contribui cu frânturi de soluții, cu aport limitat, cu efort conjugat, dar la aceste două probleme, soluțiile stau în știința noastră și în puterea noastră de a le gestiona. Ministrii PSD care gestionează domenii economice cheie au reușit, în echipă de sigur cu partenerii liberali și maghiari, să identifice modalități de a stimula creșterea economică, de a minimaliza inflația, de a întreține, construi și a dezvolta mersul economic înainte. E binevenit. O reconfigurare a actului de guvernare după doi ani, în cadrul programului de guvernare a anunțat, ministrii ambelor partide, care și-au asumat alternanța, se pregătesc de evaluare. Competiția performanței politice are durata practică de doi ani, căci fiecare ministru și toți ceilalți demnitari numiți de cele două partide au perspectiva termenului scurt în care trebuie să livreze. Nu mai au timpul de a contempla soluții teoretice, de a enunța planuri pe care nu le mai materializează, de a se ocupa de proiecte și strategii îndepărtate. Trebuie să livreze acum pentru oameni, trebuie să-și dovedească eficiența imediat, trebuie să realizeze mai mult decât să promită la timpul viitor. Fiecare ministru din ambele partide știe că evaluarea activității sale va fi imediată, fiecare demnitar privește zilnic Clepsidra până la un moment apropiat la care îi vor fi măsurate realizările concrete și competența pe funcție. E un model nou, cum spuneam, a cărui eficiența atinge ambele probleme majore ale româniei în felul alert, dinamic și productiv în care sabia schimbării stă permanent deasupra capului fiecărui ministru, s-au mobilizat permanent fiecare, astfel încât să gestioneze cu efect imediat problemele majore ce afectează viața oamenilor.